Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Sunt Roxelana Radu și vă invit în următoarele 50 de minute să rămâneți alături de noi. Alături de mine și de cine? Vă voi spune imediat cine este invitatul meu de astăzi. Până una alta însă, am să vă spun că am intitulat ediția de astăzi Destin și întâmplare, pentru că nu e așa. Aceste două repere, aceste două borne ne marchează fiecăruia din noi trecerea, trebuie viața până la urmă, destinul și întâmplarea. Invitatul meu de astăzi este domnul Cătălin Marius Negoiță. Bine ai venit, Cătălin! Bine m-am găsit și mulțumesc mult de invitație. Eu îți mulțumesc că, iată, ești din nou în studioul Campus. Domnirele voastre îl cunoașteți cu toții, sunt convinsă că vă amintiți. Cătălin Negoiță a fost anul trecut aici, la Clubul Artelor. Ne-a vorbit atunci despre sine, despre proiectele sale, despre toate frumusețile pe care încearcă și de cele mai multe ori reușește să le facă. Frumuseți în culoare și în cuvânt. Pentru că, așa cum știți, Cătălin Negoiță este, scrie și poezie și pictează. Deci este artist plastic și este poet. Însă astăzi l-am invitat cu precădere în calitate de poet și de, scuzați-mă, de artist plastic și veți vedea imediat de ce. Cătălin, ce mai faci de când nu ne-am mai văzut? Cam de multișor. Da. Ce mai faci? Nu pot să mă plâng. Poezești vorbim, pictezi? Și una și alta. Și una și alta. Și proiectul despre care vom vorbi astăzi e un soi de... Are ceva inedit prin faptul că împletește poezia și pictura și, de ce nu, arta teatrală, i-a zice într-un fel, pentru că în momentul în care am gândit acest proiect, m-am gândit la o anumită formă de teatru mut. Dar cel mai interesant, și ca să și leg toate acestea de titlu pe care tu l-ai dat emisiunii astea și să încă nu devoalăm și nu pe de-am trebuie surprizele de la început, surprizele acestui demers al meu artistic. Aș vrea să încep această emisiune cu un fundal, da? Cum m-am obișnuit să dăm o coloratură de care să ne tot agățăm de-a lungul celor 50 de minute. Și aș vrea să încep prin a spune o poezie, de a încerc să o recit, să vedem cât o să-mi iasă și fac apel la memoria mea, să vedem cât o să fie ok. Ea e scrisă de un cantautor, este pusă și pe muzică, dar fiind un text care eu îl consider destul de valoros, ea se poate și recita. Nu multe texte poate să facă lucrul ăsta. E scrisă de Ovidiu Mihăilescu și se numește Cubism. Te ascultăm. Te privim. Oamenii gândesc în cuburi și emit idei pătrate și au vise cadrilate și împătrate împietresc. Și copiii vor tot cuburi. Merg la școli și facultate unde iau forme pătrate, cărămizi toate la fel. Și apoi devenim toți cuburi, ingineri, doctori, profesori, se adună iar în cluburi pentru că gândesc la fel. Căci puterea cea mai mare e în cubul cel mai tare, cel mai dur, cel mai pătrat. Și deși în cer sunt sfere, oamenii cu minți pătrate se fac cuburi fasonate ca să fie toți la fel. Și apoi lumile de cuburi rat pădurii neregulate, pun frumos în cuști pătrate, tot pământul fac un cub, că e mai simplu să fii cub și să te așezi în zid, să stai la stat sau la partid, să fii doar o cărămidă, să fii doar un șef voinic,
pus peste un șef mai mic, așezat în piramidă, zici ca ei nu știi nimic. Doar că trăim în blocuri plate și în camere pătrate, cuburi gri de cal la râm, că e mai simplu să fii cub. Și deși poți să fii sferă și să zbori în atmosferă, toți emit idei de cum, e mai simplu să fii cub. Da, cam asta a fost. Mulțumesc, Cătălin, un început de emisiune inedit și original, care te caracterizează. Ineditul și originalitatea sunt două chestiuni, care, două calități care, pe care ți le-aș atribui. Am început așa pentru că astăzi, înainte de proiectul meu și de a dezvălui lucruri din el, vrem să aducem în memorie personalitatea domnului Alexandru Măciucă, directorul Muzeului Județean de la Râmnicu Sărat. Cu dânsul împreună am ticluit... Iată, îl putem vedea deja, telespectatorii îl pot vedea. Am ticluit acest proiect încă de undeva din august, iulie, august, septembrie. Am ținut legătura, am încercat să mă fac cunoscut, eu necunoscându-l. Și dânsul este una dintre sferele pe care eu le-am cunoscut de-a lungul destinului meu de până acum. Un om frumos și curajos, un om ca mulți alții pe care i-am întâlnit, cum am spus, oameni care puteau să facă diferența între marfă și ambalaj, între doctorii de oameni și oamenii cu doctorat, între actul artistic și actele artistului, între lucruri care astăzi se confundă și să poată să fie călăuzit mereu de puterea exemplului. Cătălin, și nu de exemplu puterii. Aș vrea să, uite, pentru o clipă, două, să tăcem, să fie un moment de tăcere, o reverență sufletească pentru Alexandru, o plecăciune din inimă pentru omul care s-a dăruit pe sine și iată că se dăruiește astăzi încă o dată chiar de dincolo de timp. Mulțumesc frumos! De dincolo de timp, pentru că dacă mai e cineva care nu știe, deși sunt convinsă că nu este așa, Alexandru Măciucă, iată, contribuie la un proiect al tău dintr-un timp în care veșnicia și-a făcut loc pe nesimțite. Alexandru nu mai are timp, astăzi are veșnicie. Bun. Să trecem acum la proiectul pe care îl pregătești, care mie mi se pare o surpriză foarte frumoasă. Da. Și din nou spun, este un dar pe care Alexandru îl face de dincolo de malurile timpului. Eu l-am cunoscut foarte puțin, domnul Alexandru Măciucă. Am cunoscut mai mult, sau mă rog, am intrat în contact cu lucrurile pe care dânsul le făcea. În anul trecut, de Noaptea Muzeilor, am participat la vernisajul a trei expoziții, trei pictori și trei expoziții foarte reușite, de care am rămas impresionat. Dar m-am dus acolo cu gândul de a vedea expoziția permanentă pe care o deține muzeul și care este o expoziție pe care nec plus ultra. Din păcate Buzăul nu oferă. Și mai presus de asta am văzut organizarea, am văzut niște săli deosebite și niște lucrări pe simeze cu adevărat valoroase. Și pentru că ulterior, la câteva săptămâni, cred că pe pictorul Vână, unul dintre expozanți, l-am văzut la MOBU și am și citit niște cronici foarte bune, au participat la această triplă, să zicem, triplu vernisaj. Critici, s-a vorbit frumos, a fost o seară specială.
Atunci am făcut prima oară contact și a fost ceva foarte marcant pentru mine și m-am bucurat foarte mult să fiu prezent. Am rămas împreună cu lucrările mult timp, mi-a și permis evenimentul și am plecat încântat de acolo. La câteva zile, poate săptămâni, domnul profesor Menzopol m-a sunat și mi-a spus că a vorbit cu domnul director și că m-a prezentat și că l-a rugat să ia în considerare o eventuală expoziție. Fără să vorbesc nimic, nu știam nimic despre lucrul ăsta, m-a surprins și pe mine. Singura reacție pe care am avut-o, am spus să nu vă gândiți că o să trimit material cumva pe mail sau așa. Vreau să îl cunosc pentru că am văzut potențialul lui dânsului, fără să-mi spună nimeni nimic și fără să-mi iau alte date și alte informații. Și dacă dânsului îi se pare ok și e mulțumit cu nivelul meu artistic și cu lucrările pe care le am, sigur m-ar bucura foarte mult să pot să am ocazia să expun acolo. La Muzeul Municipal Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat, ca să știe și telespectatorii. Exact. A fost un telefon, am luat legătura cu dânsul, a rămas să ne vedem. Între timp am mai participat la un eveniment foarte interesant și îți mulțumesc pentru asta, pentru că de la tine am aflat de eveniment. Da, cu drag. Grădina Octavian Moșescu, da, da. Într-o zi ploioasă de vară, una din puține zile ploioase din iulie. Un eveniment cu o încărcătură emoționantă, dat fiind și cadrul natural al grădinii. Sigur. Și ziua ploioasă și acum cu regret parcă prevestitoare de... Da, da. De ceea ce avea să urmeze. Și l-am găsit pe acest om printre invitații, neluând rolul principal, ci preferând să stea în spate și fiind atent ca lucrurile să desfășoare impecabil. Nu știu dacă mi se pare doar mie, dar aș spune că chiar și atunci când zâmbea, avea tristețea aceea specifică marilor însingurați. Așa mi se pare, da. Avea totuși o tristețe specifică marilor însingurați, specifică oamenilor. El era un om al ideilor și un vizionar, specifică nobililor până la urmă. Și e vorba de noblețe de caracter, pentru că așa era Alexandru Măciuc. Eu, nobil al dacă îmi dai voie, te rog. Au fost puține cuvinte, dar parcă ne-am fi cunoscut de foarte multă vreme. Am avut ocazia să-i spun ce lucrez, că sunt, nu vin din zona asta artistică și nu mă întrețin din da, munca da. Asta. Și cred că, judecând un pic după și la rece, faptul că aveam aceleași cumva responsabilități legate de oameni, chestiunea asta cred că ne-a legat și chimia asta imediat. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că atunci, la grădina Moșescu, eu am văzut conducătorul de oameni. În regulile noastre de management, de management de calitate, pentru profesionist. Că amintesc telespectatorilor că și tu ești unul din managerii. Exact. Constant Group, da. Se spune că liderul mănâncă ultimul. Interesant. Iar eu am simțit lucrul ăsta de prima dată pentru că am văzut că dânsul se ocupa de tot ce însemna o stare de bine și o stare propice actului artistic. Asta era principala preocupare și a fost deosebit pentru mine să văd de la distanță un conducător, îmi place să spun, un om care are în mână destine, apropo de da, emisiunea da, noastră. Da. Iată, aici este cu Octavian Moșescu și cu Penca Moșescu, cei doi bunici ai săi. Da.
Am simțit lucrul ăsta imediat și, și probabil că asta ulterior a ajutat. Ți-a influențat destinul, da. Acum vorbind, iată, apropo, da. Acum în februarie 2024, da. Putem spune că a fost mâna nevăzută care... Cum am spus, l-am invitat în atelier, am avut o discuție despre proiect, despre povestea care e în jurul proiectului. Mi-a spus proiectul că a fost fiind... foarte încântat de lucrările tale. Da, cum să spun, mama, antenele artistice ale dânsului au fost foarte, foarte rapide, au intrat în contact cu lucrările mele. Și... Mi-a spus că asta a însemnat pentru tine recunoașterea lui Alexandru Măciucă. Da, era prima dată așa? Când intra un profesionist tine... la mine, da, în... da, afară de... Mai mult decât orice altă expoziție sau orice. Da, a fost, da, pentru că... Da. Știți cum e, poate ați, sau și telespectatorii, au această experiență a intratului într-un magazin și dintr-o privire știi ce-ți trebuie. Așa este. Da. El a, a făcut dintr-o treaba privire. Asta. Dintr-o privire. Am întins tablourile, le-a văzut, am explicat care e firul logic al lucrării. Faptul că sunt personaje care trec dintr-o ipostază în alta și că ele sunt închegate și au o poveste și că sunt scene și pe care vreau să le condimentez cu replici, cu monologuri ale personajelor. Asta l-a pus un pic pe gânduri, dar i-a plăcut ideea. Și după ce am trimis materialul complet, n-am primit niciun fel de... Și am mai discutat și cu alte persoane în măsură să-mi dea sfaturi, care mi-au spus, poate e prea mult text, poate că una depășește alta. E un risc acolo, pentru că știți foarte bine că în momentul când împletești două zone din astea, poți să ai risc, exact ca și trebuie să fie un echilibru. Da, da. Un da. Vin bun este cel făcut din amestecul mai multor vinuri. Dar și, da, și riscul e foarte mare să nu-ți iasă. Adevărat. Da. De însumă m-a încurajat și, și totul a mers ok și vroiam să facem expoziția foarte repede, în octombrie. Între timp... Lucrurile s-au precipitat. Alexandru Măciucă n-a mai avut timp, însă înțeleg de la tine că te-a sunat din spital, da, chiar și... Da, și mi-a spus să nu crezi că nu sunt serios. M-a lăsat mască, da, și zic, n-am niciun... Să nu crezi că nu sunt serios. Să nu crezi că te-am uitat și că a rămas proiectul tău așa, am o problemă, o să o rezolv și... Și ulterior eu l-am sunat strict, i-am și spus că am timp, tot timpul din lume, nu mă grăbește absolut nimic, nu sunt forțat de nimic. Eu încheiasem de curând proiectul Fel și Chip, care a fost la galeriile de artă. Da, da. Și aveam și am în continuare timp suficient pentru orice proiect pe care nu îl grăbesc sub nicio formă. Pentru că am avut și o perioadă de grabă și de foame în care vreau să fac de toate. Acum am căpătat un pic. Da, e bine să lași lucrurile să se coacă, să vină de la sine. Înțelepciune din asta artistică. Da, Și iată că s-a concretizat acum. Da, și am fost fericit. Practic el l-a organizat. Să constat că echipa care a lăsat-o acolo aproape nu-i simte lipsa, în sensul că sunt atât de bine organizați și atât de profesioniști. Dar sunt oameni deosebiți acolo. Sunt așa oameni este. Deosebiți și asta, asta din nou confirmă faptul că... Că era un conducător bun. Un conducător bun. A fost de excepție. Sigur că da. Eu spun din nou, cel mai mare dar pe care Alexandru Măciucă l-a putut face Râmnicului este el însuși. El a fost un dar pentru Râmnic. La modul la care a dus Muzeul Municipal Octavian Moșescu pe culmi, pentru tot ce a făcut, pentru faptul că l-a ridicat pe harta culturală. I-a adus blazon și glamur, strălucire. Erau cei mai buni, să recunoaștem. Și tu ai spus, domnule, n-am văzut expoziție permanentă ca acolo. N-am văzut pe nicăieri sau, mă rog, nu prin multe locuri. Roxelana, oamenii, oameni de anvergura asta,
fie că vorbim de arte, fie că vorbim de sport, fie că vorbim de business, oamenii ăștia creează muguri, creează speranțe. Dacă ne gândim doar la Simona Halep, care a ajuns pe niște culmi și cât de mult s-a ridicat tenisul feminin. Sigur. Așa am simțit că Râmnicu are un nucleu literar, un nucleu artistic, cultural, oameni care vin, oameni care vin la expoziții, oameni care vin la evenimente culturale, la lansări de carte, oameni care vorbesc între ei. Sigur că sunt orgolii, sigur că eu văd de la distanță. Același sentiment l-am și eu, să știi. Sigur că sunt tot felul de contre ideatice. Noi venim de la Buzău și eu și tu, sigur că da. Ca peste tot. Da. Dar... Să știi că eu mi-am asta a fost una din intențiile mele și cred că până acum într-o oarecare măsură am reușit să apropii Râmnicu de Buzău, pentru că e păcat ca noi să nu învățăm de la ei sau Buzău de Râmnicu și invers. Da, da. Și zic că cu Alexandru Măciucă, cu Casa Moșescu, cu Grădina Moșescu, cât de cât am reușit. Cheia în care le-am făcut astea s-a numit Povestea merge mai departe. Iată că astăzi Povestea merge mai departe, da, cu proiectul tău, organizat de Alexandru Măciucă, care astăzi are veșnicie, așa cum spuneam, proiect care totuși e viu. Și acum hai să spunem telespectatorilor că pe 15 februarie, da, ce o să fie? Va fi vernisajul acestui proiect. Aceste expoziții pe care ați gândit-o împreună. Da. La Muzeul Municipal Octavian Moșescu. Exact, sala trapeză. Sper să confirme cei care, pe care i-am invitat și să fie un eveniment... cum să spune, reușit și să acolo să se lege niște discuții despre idei interesante. Proiectul, așa cum am spus la început, își dorește să aibă o notă de originalitate prin această împletire de poezie și imagine plastică. M-am gândit cum să povestesc despre firul lui. Acum, probabil că o să reiau în data expoziției la vernisaj unele lucruri. Este o temă predilectă pe care eu am mers în ultima perioadă și cu care nu mă împac și nu-mi dă liniște și pace. M-am tot gândit. Tema aceea? Tema este tema dictaturii. Și... A, da, am remarcat-o în lucrările tale, da. Și da. Tema libertății. Iată că am zis amândoi în același timp. Libertatea, da, pentru mine, lucru pe care eu încerc să-l infuzez. Nu pot să uit gratile acelea, da, din lucrările tale, da. Libertatea pentru mine este cel mai de preț lucru pe care eu l-am. Și da, asta o spun cu foarte mare responsabilitate, pentru că... De acord. Mulți ar spune familia, sănătatea... Nu, libertatea. Nu cred că se poate fi o familie împlinită, fericită în condițiile pe care noi le-am trăit înainte de în revoluție. În dictatură, sigur. Sau să te bucuri de sănătate pentru ce? Eu am chiar într-una dintre lucrări... Mă în colivie. La da, nu. În colivie, n-ai cum, în cușcă. Nu e sens, nu e sens. Exact. Am reluat o temă pe care am citit-o undeva într-un articol despre un curent care există acum în China legat de faptul că oamenii nu mai doresc să facă copii. Ei doresc să fie ultima generație care suferă în acest sistem. Chiar dacă China la momentul ăsta are o dezvoltare și un nivel de trai ridicat față de cea de acum 20 de ani sau 25 de ani. Și asta m-a inspirat în povestea. Iată imagini din catalogul expoziției. Da, de ce n-are gură? Vorbim de obicei, dictatură, nu? De obicei, da. De obicei n-avem gură. Da. Sunt multe chestiuni de discutat. De asta spun că el mustește așa de sevă și de ideatică și sper ca să fie un proiect plăcut și care să aibă feedback și rezonanță pozitivă.
Și de asta spun, revenind la zona asta de libertăți și de caractere și de tipuri de personaj și întorcându-ne din nou la cel care a facilitat cumva acest proiect, sunt oameni, sunt conducători de oameni care ne influențează destinele. Apropo de tema emisiunii destin noastre. Destin și întâmplare, sigur că da. Sigur. Pe care putem să-i citim și putem să citim pericolul prin modul lor de acțiune. Dacă suntem doar atenți și dacă suntem deschiși să citim din experiențe și din istorie, putem vedea foarte ușor lucrul ăsta. Iar noi, ca societate, la momentul ăsta, suntem în pragul unei astfel de dihotomii la nivelul societății și la nivel mondial chiar. Și putem să vedem cu ochiul liber când cineva se exprime și spune eu, doar eu, dacă aș fi eu, ne putem da seama că acolo ceva nu este curat. Da, da. Nu putem face noi singuri să strălucească Muzeul Moșescu, nu putem să facem singuri. Trebuie să fim împreună, mergem cu toții cu același vehicul către un loc în care nu știm, cu o viteză amețitoare de 200 de km pe secundă către nu știu ce punct se îndreaptă galaxia asta. Dacă am reflectat 2 secunde la lucrul ăsta, probabil că am coborât cu picioarele pe pământ. Și ne-am dat seama că mult mai prețios este un Gandhi, un Roger Federer, nu mai vine nimic acum imediat în minte, dar sunt oameni care au progresat dezvoltându-se, au luat eșecul ca fiind o oportunitate și s-au dezvoltat, nu au considerat că sunt genii și în jurul lor se învârte tot pământul. Asta este ceea ce mă preocupă și asta a marcat și precedenta mea expoziție. Contactul cu tinerii, am avut peste 300 de elevi și tineri participanți la expoziție care au venit, au pus întrebări, au fost foarte interesați despre lucruri pe care ei nu le-au trăit pe pielea lor și care poate să li se pară o poveste fricoșătoare, dar totuși o poveste care, din păcate, a fost reală și în care nu vreau să treacă copiii mei și nici copiii eu noștri. Și copiii, copiilor noștri nu vreau să mai treacă. Adevărat. Altminteri, întâmplarea care a fost Alexandru Măciucă, care a venit în viața ta și iată că ți-a facilitat organizarea unei expoziții frumoase, a unui încă un reper frumos în activitatea ta de artist plastic, da? Întâmplarea asta a fost, însă destinul tău clar rămâne arta. Tu nu te mai poți abate de la drumul ăsta, de la calea asta, nu mai e. Este foarte, foarte clar. Din ce în ce mai mult îmi dă satisfacție și cu cât cunosc mai mulți oameni și cu cât văd că demersul meu are, cum să spun, suport. Pentru că dacă în pictură am evoluat mai de mult și am aproape 10 ani de la prima expoziție. Iată, deja în poezie, deși a început mult mai de mult, adică din zona liceului, primul feedback și prima ieșire a mea a fost acum 2 ani. Într-un cadru în care oamenii iubeau poezia, erau creatori de poezie, știau despre poezie și asta m-a încurajat foarte mult. Însă și întâlnirea cu tine a fost... Sigur că da. În acel cadru despre care ne amintim acum. Nu pot să pun în cuvinte, de exemplu, nu știu ce premiu ar trebui să iau ca să mă bucure la fel, când după ce citești o poezie pe care ai scris-o, oamenii doresc să te cunoască. Hai să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că tema ediției de astăzi este destin și întâmplare și discutăm despre destin și întâmplare cu invitatul meu, Cătălin Marius Negoiță, pictor și poet, cu predilecție în ediția de astăzi în calitatea domniei sale de pictor. Așadar, Cătălin,
Destinul este arta, că asta discutam înainte de pauza de publicitate, iar întâmplarea frumoasă de altfel a fost faptul că l-ai cunoscut pe directorul Muzeului Municipal Octavian Moșescu, pe domnul Alexandru Măciucă, și eu zic că lucrările tale au fost ultimele lucrări pe care dânsul le-a văzut și pe care... Și le-a curatoriat într-un fel, exact, am ales împreună. Da, da. Pentru că ați făcut împreună toate astea. El a, să zic, a mai discutat și despre alte lucrări care vor fi în viitorul proiect, probabil, dar fără să știe asta. Doar a spus asta îmi place, asta e ok. E bine și așa, las-o așa și fără să mai pun personaje și așa. A fost foarte interesant. Despre acest proiect, ca să mă întorc un pic și să reiau legătura cu, cu memoria domnului Alexandru Măciucă, acest proiect, nu cumva, interacțiunea dintre el și dânsul a fost o întâmplare sau n-a fost o întâmplare, pentru că vedeți, mi-a fost foarte greu să-l fac și mi-e greu de fiecare dată când abordez această temă și o fac, mulți mă întreabă de ce o fac, da? Sunt ipostaze, sunt lucrări care nu stau într-o sufragerie. Poate e un ideal să spun că aș vrea să stea într-un muzeu sau într-o expoziție permanentă. Îmi dau seama că asta nu are fundament la momentul ăsta. Însă, ce m-a mânat în luptă este probabil legat de dezvoltarea individului. Așa îmi place să cred despre mine, pentru că din ce am învățat pe această, cum să zic, panta dezvoltării umane, îl avem în primă etapă pe a avea. Da? A avea, a acumula, asta dă o imagine despre noi. În a doua etapă trecem la alt nivel în care îl avem pe a face. A face. Adică am făcut o carieră în urma lui a avea, am avut, am o diplomă, am o calificare, am, după care nivelul superior este a fi. Deci sinele, lucruri cu sinele, ce reușesc să dezvolt prin mine și prin cei din jurul meu, ce las eu în urma mea ca elemente de plus valoare, asta este cel mai important lucru. Domnul Măciuc a făcut lucrul ăsta. El este viu. El este, trăiește prin oamenii cu care a lucrat, prin mine, prin expoziția asta. Sigur că dacă ea va avea succes, este și succesul dumnealui. Să atingi zona asta de sine, puțin lume, puține sfere o fac. Da? Majoritatea sunt foarte preocupați. BMW-ul mi-arată starea mea socială, nivelul meu de pe care l-am atins. Da? Diplomele, doctoratul, plagiat sau neplagiat, mă pune într-o situație. Aici e o chestiune mai sensibilă cu acest eu, care te pune mereu în fața întrebărilor celorlalți, de ce faci asta, ce te mână pe tine în luptă, ce vrei să demonstrezi, da? Ce a vrut să demonstreze în grădina Moșescu când l-am văzut pe domnul Alexandru Măciucă turnând câte un pahar de vin invitaților și vorbind despre dimineața care a fost cuvânt și care a dat lucrările și pe care dânsul a tot curs pe șevalete. Ca să nu mai zic că erau făcute de dânsul. Șevalete pe care tocmai cele terminase de făcut și de vopsit împreună cu soția asta. Acesta fi care la nivel filozofic, că putem să vorbim și așa, vorbim despre oameni, despre lucruri, da? Despre BMW, vorbim despre oameni, adică acea bârfă, da? Sau vorbim despre idei. În momentul când am vorbit despre idei,
am atins o zonă în care... Frumos ar fi, dar uite, mi-a sărit în atenție cuvântul plus valoare pe care l-ai pronunțat adineori, care este din economie. Da. Da? Care nici n-ar avea ce să caute, poate, într-o... Prof. Așa? Dar care, paradoxal și trist, își găsește aplicarea și știi că mai vorbeam la pauză. Ce câștigi, domnule, dintre asta? Ce câștigi? Nemăsurat câștigi. Nemăsurat, probabil. Pentru că noi ne jucăm de-a Dumnezei, mai ales noi cei care avem și acest talent, să zicem, cu care ne-am născut, nu l-am ales. Nu facem decât să-l dezvoltăm dacă dorim. Și unii dintre noi ne credem Dumnezei, bipezi, și credem că dacă avem puterea dată de ceilalți la un anumit moment, fie că vorbim de leadership, conducem oameni, fie că vorbim de un lider de idei, de opinie, liderul unui, ce știu, mișcări, mișcări artistice, bineînțeles, sigur, asta mă refer, sigur. Da? Asta ne crește stima de sine și la un moment dat pierdem contactul cu realitatea. Uh-huh. Și contactul ăsta cu realitatea îl negociază Dumnezeu. Nu-l negociem noi oamenii. Uh-huh. Dacă știm să facem această legătură între Dumnezeu din noi, fiecare avem o bucățică din Dumnezeu în noi. Cu siguranță, da. Și dacă știm să facem acest lucru, ok, și nu ne întrebăm ce mi iese mie, da? Cum... mai fac eu o trimitere câteodată la pescarul sportiv care trebuie să pescuiască cât îi este nevoie să mănânce el, nu mai mult, și să prindă și să dea drumul. Dacă are nevoie de această plăcere, care e arta în cazul meu, da? Și eu am vândut lucrări și eu am făcut vase cu flori. Poate să văd dacă pot să le vând, da? Le-am vândut. Dar acum... abordez o temă care nu e de vânzare, nu este pentru... Nu e pentru vânzare, nu e în scop de vânzare. Nu e scop, da, de așa vânzare. Este, scopul ei este altul. Care e exact tema? Ca să ne dăm seama și de scop. Dacă încă nu ne-am dat seama privind imaginile. Tema și povestea, de fapt, este, povestea se leagă în jurul unei... A plecat și m-am inspirat din trista povestea lui Mugur Călinescu, un adolescent din Botoșani care a suferit de pe urma unor, cum să spune, lozinci scrise pe zidurile unor clădiri timp de mai multe săptămâni și cu greu a fost depistat de organele de securitate. De aici a plecat. Am văzut filmul ăsta, e un film făcut pe baze reale și am dezvoltat personajul meu Filip. Uh-huh. Da? Denumirea proiectului este una, să zicem așa, criptată. Uh-huh. Și are legătură cu dosarul Filip sau platforma Filip sau site-ul lui Filip, cum e acum mai nou, lăsând privitorul și cel care intră în contact cu proiectul să-și aleagă singur. Dar e clar că el este personajul central. Și povestea pleacă de înainte să se nască Filip, la problemele care și le pun părinții lui, la copilul Filip, la adolescentul Filip, la adultul Filip, trecând prin această zonă închisă, lucrările sunt într-un spațiu închis, marea parte a lor, nu am background-uri decât foarte rar, cred că la început e unul. Care e mesajul? Mesajul... Care este? Este dedicat generațiilor tinere. Mesajul este să creadă în frumos, să creadă în oameni, să creadă în ei și să lupte pentru libertatea lor. Deci ăsta e mesajul, da, expoziției, până la urmă, da, al lucrărilor. Să lupte pentru libertatea lor. Da. Uh-huh. Sunt versuri... Pentru că chiar merită. Da. Uh-huh. Asta e ce le spun și eu copiilor mei, ce le spun tuturor tinerilor. Am tineri la job pe care îi pregătesc în practică, le asigur mentoratul și avem și bucăți din astea de discuție în afara lucrului efectiv, în care încerc să le imprim această...
chiar dacă îmi dau seama câteodată că suntem foarte la început. Adică oamenii, părinții, nu le transmit lucruri foarte importante despre viață. Despre cum să ieși dintr-un eșec. De exemplu. Uite, mă gândesc, care e arta, arta contemporană, cel puțin? Puterea să influențeze? Că te întrebam de mesajul lucrărilor. Sau e încă în faza în care acumulează putere? În momentul ăsta are puterea să influențeze? Acum nu știu foarte exact să-ți răspund dacă are sau nu. Uh-huh. Ce știu foarte sigur este că noi avem o datorie să facem lucrul ăsta și să insistăm. Și să insistăm pe mesaje, nu numai arta plastică. Uh-huh. Am discutat cu copiii care au pășit pragul expoziției de care aminteam fel și chip. Mulți erau pentru prima oară acolo. N-au fost niciodată în viața lor într-o expoziție. Dar intră mult mai mult în contact, de exemplu, cu muzica. Uh-huh. Cu muzica românească. În ultimul timp, mesajele sunt foarte diluate, sunt doar în zona puțin, din ce în ce mai puțin în zona socială, din ce în ce mai mult de dramele legate de vârstă și de îndrăgostire, să-i spunem așa. Foarte puține mesaje. Poate din muzica, să zicem, rock alternativ, acolo putem găsi și alte imixtiuni din astea, tot datorate faptului că au acces la alte informații. Deci poate. Te-am cunoscut și te cunosc, da. Și te cunosc încântat și pozitiv și încrezător și în tine și în pictura ta. Că așa te-am perceput. Și mă gândeam, ai momente când nu-ți ies chestiile astea? Astea cu pictura? Vai de cap. Ce faci atunci? Cum faci? Cum depăși? Cum faci? O iei de la capăt? Am niște tricuri. Abandonezi? Ce faci? Am niște tricuri pe care le-am învățat de-a lungul timpului. De exemplu, dacă se întâmplă să nu pictez o perioadă mai lungă, nu-mi setez așteptările foarte sus. În general, îmi place să lucrez figură umană. Figura umană este cine are contact cu lumea asta, știe că e cea mai greu de abordat. Și normal, prin ființa mea, m-am dus în zona asta care să mă provoace. Și nu ies lucrurile mereu cum, adică este o negociere tot timpul cu ochiul și cu creierul, dar mai ales cu ochiul. Și atunci, ca și într-un sport în care te nebornesc emoțiile, trebuie să lași nivelul, să respiri, iei lucrarea, o întorci, o lași să se adune, faci alt lucru mai ușor, poate, sau care... Dar cel mai frumos lucru este... Toată lumea mă întreabă în cât timp ai făcut asta, cât îți ia să faci o lucrare. Dar nu înțeleg de ce e asta, cred că nici nu m-ar interesa. Ideea e că... Ce în spatele întrebării este aia? Adică cum... Nu știu, poate vrei? o evaluare, da. În cât timp faci tu asta și cam cât e ora de lucru. Problema e că ele nu-mi dau voie să lucrez la când vreau eu. Pe nu? De obicei, un proiect, așa am învățat. Acum se poate să fiu și contestat, dar eu așa am învățat. În momentul în care încep cu schițele și le așez în proiect, le aleg care să simte că să vrea lucrat. Și la fel, unele avansează, unele îmi spun niște lucruri, altele trebuie să intervin, la altele trebuie să șterg. Sunt lucrurile aici care aproape erau gata și le-am șters și le-am repictat. Deci e o muncă destul de grea și cu care m-am învățat foarte greu. În sensul că, să-ți dau un exemplu. Lucrezi o figură umană și ți iese o zonă nemaipomenită, de mână, de inflexiune, care e foarte sugestivă și e foarte greu să renunți la ea. Și nu ți iese în rest legătura pe care tu vrei să o faci și nu are plasticitate sau poate nu are cromatică sau poate ceva nu lovește. Pentru că lucrurile sunt... Și îți vine greu să renunți la zona aia, dar trebuie să renunți, că altfel nu reușești să duci mai departe. Deci... Și atunci trebuie să-ți învingi această frustrare că lucrul ăla trebuie să-l iei și s-ar putea să nu-ți mai iasă. Ești cumva între agonie și extaz permanent. Da. Ca să nu mai vorbesc de asta, un lucru care știe toată lumea, să știi să te oprești. Asta e important. Cel mai mare lucru. Pentru că s-ar putea, cu cât mergi înainte, să dai
în arătură și să nu iasă așa cum vrei. Și dacă ai aceste antene și le exersezi și le mergi la antrenamente cu ele, și antrenamentul înseamnă să faci în fiecare zi 2, 3, 5, 7 schițe despre orice și să desenezi orice, asta te ajută. Îți vine să crezi sau nu, aici trebuie să ne oprim. A trecut din ofertele. Da, reamintim telespectatorilor că săptămâna viitoare, joi, pe 15 februarie, la ora 12, va fi vernisajul expoziției tale la Muzeul Municipal Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat. Și sperăm să ai participare, sperăm să ai public numeros, de ce nu? Da. Iată, noi am povestit aici, am anunțat. Mulțumesc mult de tot pentru invitație și despre... Și eu îți mulțumesc încă o dată pentru că... Oportunitatea. Iată că ai fost astăzi aici, încă o dată. Aici se încheie emisiunea noastră, stimați spectatori. Până săptămâna viitoare, rămâneți cu bine!